Când am venit la București acum 2 ani, găseam aici pe trotuar mașini parcate pentru vânzare cu inscripții despre preț. O cerșătoare care dormea și iarna pe capacul de canalizare. Dar acum găsesc pe gazon panouri publicitare enorme. Na, unul e înfipt în pământ, altul are niște greutăți atârnate. Nu știu dacă un vânt mare se jenează foarte mult de greutățile alea și poate să umfle panoul ăsta cu primarul sectorului 5, Daniel Florea, să-l umfle peste trecători, peste mașini. Dar cel mai urât e că, din cauza panourilor ăstora, șoferii nu văd când le iese un pieton în cale. Sau, iată ăsta, nu vede exact când îi vine o mașină de pe strada cealaltă. Și asta e periculos și ilegal. De ce primăria a acceptat așa ceva? Și presupun că e primărie sector 6. Își face reclamă în sectorul 5. Sau invers, face reclamă sectorului 5. Sau dacă e sectorul 5, rușine să-i fie lui Daniel Florea. Oricum, ambii sau toți 6 primarii de sectoare sunt PSD-iști, iar primara capitalei, Gabriela Firea, e tot din oala aceea. Și asta e fix lângă mega catedrala de tristă pomenă. Așteptăm primele victime și după aia o să reacționăm.